scrisori de dragoste către o prințesă chineză. La bătrânețe m-am apucat să scriu povești de dragoste. Probabil că prima parte a vieții a existat un fel de urgență să scriu despre societate, despre manipulare, despre putere, despre individ, despre schizofrenie, despre alienare și alte și alte subiecte serioase. Și acum vreo 6 ani, 5 ani, datorită unei conjuncturi, actori care vreau să lucreze cu mine, mi-au spus să le scriu niște texte aerate despre dragoste, niște texte erotice chiar. Și asta m-a interesat brusc. Limbajul erotic, în orice caz, este atât de impregnat de vulgaritate și în Franța și în România și peste tot, când am spus, asta m-ar interesa, să explorez limbajul erotic altfel, printr-o fibră poetică. Am să citesc, ați pomenit despre erotizarea spațiilor în care trăim. Am să citesc acest modul. Nu știu, doamnă, unde găsiți fețe de masă de un alb atât de virginal și în același timp atât de disponibile, gata în orice moment să accepte toate mângâierile, chiar și pe cele mai indecente. Fețe de masă atât de moi și gata să se supună la toate experiențele tactile posibile, la toate atingerile și contactele, chiar și la cele mai vinovate. Mă rog, ce vreau să spun, doamnă, este că a lua cina cu dumneavoastră este o plăcere care stimulează în mine, pe lângă cele 5 simțuri clasice, altele de care nu eram deloc conștient. Chiar mai privind vesela și capacele, simt cum se naște în mine un început de încântare vecină cu orgasmul. Unde găsiți, doamnă, cuțite cu mâne, cu mânele atât de virile? Unde găsiți oare linguri atât de generoase, atât de dornice, de a fi subte de buzele noastre? S-ar zice că lingurile dumneavoastră au fost rotunjite tocmai prin contactul cu alte mii de guri avide de tandrețe care au lăsat în curbura acestor obiecte, în general banale, o nuanță de sensualitate infinită. Iar paharele acestea ce tresar imperceptibil de fiecare dată când o sticlă se apropie de ele. Și toate aceste platou ce se clădesc atât de perfect, care se topesc de fapt unele în altele până când formează un corp comun. Și supiera, grațios însărcinată cu această supă de ceapă, gata să povestească în orice clipă în detaliu circumstanțele care au ajutat-o să ajungă în această situație.